Gardiștii pregătesc startul de campionat în Liga a doua, programat la sfârșitul lunii august, iar fundașul Sergio Mut spune că relațiile de joc merg tot mai bine, iar echipa este una competitivă. Jucătorul își dorește foarte mult ca Gazmetan să promoveze în prima divizie. Pregătirea decurge bine, acum se stabilesc relațiile de joc, chiar pregătim mult antrenament, trasee de joc, multe chestii noi cu care să intrăm în nou sezon. Am rămas din vechea gardă, să zic așa, mai mult și vrem să promovăm. V-ați obișnuit cu ideea că o să evoluați în Liga a doua? Da, s-a creat un scandal în jurul chestiei cu Brașovul, cu bani, cu Chiajna. Noi ne-am montat încă de când am început pregătirea pentru Liga a doua, ne pregătim pentru Liga a doua și vrem să promovăm, repet. Ce șanse are Gazmetan să promoveze și pe cine vezi favorite la promovarea din seria în care ați fost repartizat? Am jucat cu echipe mai modeste până acum, dar eu zic că echipa arată bine, mai ales jucători mulți noi s-au acomodat destul de bine și mai avem încă 3 săptămâni să punem la punct ultimele retușuri. Cu cine crezi că vă bateți la promovare? E Brașovul, Clujul, poate alte echipe? Nu știm, nu cunoaștem încă echipele. Normal, Cluj, echipe de tradiție, Brașovul, Baia Mare, UTA, cred că va fi un campionat frumos.